El este primul moldovean din epoca modernă care a ajuns în Serie A, unul dintre cele mai tari campionate de fotbal din lume. La fel ca Nicolae Șmatoc, basarabianul care a jucat la Inter Milano, după lungi peregrinări prin Europa, el, Artur Ioniță, a devenit cel mai scump transfer moldovean din toate timpurile, trecând de la o echipă italiană la alta, după o escală de 5 ani în Elveția. Artur Ioniță. În 2014 era cel mai pronunțat nume de sportiv moldovean. Ioniță semna un contract cu Verona, în una dintre cele mai tari ligi din lume, și se impunea rapid în lotul lui Mandorlini, din care mai făceau parte vedete de top ca italianul Luca Toni sau argentinianul Saviola. Este o pildă pentru jucătorii noștri. El a arătat că se poate juca în orice echipă din lume, în orice țară din lume, prin munca lui. Ca primul an este foarte greu. Am învățat deja multe, mai am încă de învățat multe. Știu că trebuie să lucrez mult pentru a progresa și mai mult. Ținând cont de toate echipele, de la fiecare echipă este diversă. Adică am învățat multe lucruri ce ține de tactică. Este foarte mult de lucrat, pentru că mi-am dat seama că, de exemplu, cum ar fi campionatul Elveției, care îl consideram puternic, mi-am dat seama că, evident, Serie A este totul altceva. Unul dintre cei mai mari fotbaliști din Moldova a făcut școala de fotbal la Zimbru, n-a jucat însă decât două meciuri la clubul care l-a format. La doar 18 ani s-a dus la Râmnița, unde l-a luat cu el antrenorul Vlad Goian. În perioada aceea, Alexan Curteanu era director sportiv la Zimbru, și ei au adoptat o strategie prin care să achiziționeze jucători de peste hotare, jucători crescuți în propria pepinieră, nu li se acordă atenția respectivă și în așa fel au fost luați cu bani foarte puțin Zmeu, Uracu și Artur Ioniță. Artur Ioniță a fost cumpărat de Iskra Stal. Парень всегда ответственно относится к себе, он на поле выполняет большой объем работы. Хорошая психология у него, даже если не получается, он не останавливается, он идет дальше. Nu s-a reținut decât un sezon la Iskra, pentru că s-a transferat la pachet cu Sergei Alexeev în Elveția la formația Arau. Avea doar 18 ani. După meciul Moldova-Elveția, am fost contactat de conducătorii echipei Arau și cu rugămintea de a ajuta la achiziționarea lui Sergei Alexeev. El a jucat puțin atunci, dar înălțimea lui factură a atras atenția la cei de la Arau și a spus că avem nevoie de anume așa jucător pentru a promova în divizia superioară. Am mers la Zurich, am coordonat totul, am încheiat contractul și le-am sugerat ca un moldovean să acomodeze mai lesne peste hotare, ar fi bine să mai încapă alături și alt moldovean. Și a spus, ok, la sugestia ta îl luăm pe oricine. E de dorit să fie tânăr. Asta și a trebuit. Am propus candidatura lui Artur. Nu l-au acceptat ad hoc, a venit în probe. Antrenorul de atunci a rămas încântat de abilitățile lui și de talentul lui și de pe atunci i-a văzut că băiatul va ajunge departe. Pe 28 martie 2009, selecționerul Igor Dobrovolski a surprins pe toată lumea când l-a inclus în primul 11 contra Elveției la Chișinău, în preliminariile campionatului mondial. Era meciul de debut al lui Artur Ioniță la națională, la doar 19 ani. A jucat 56 de minute, fiind înlocuit cu Cebotaru. Când eu взял zbor și на тренировках посмотрел, как он относится, у меня даже сомнений не было, что он должен играть. То есть настолько он своим трудом, своим желанием на тренировках проявил и в играх чемпионата, у меня вообще не было ни капли сомнений. То есть он реально заслужил тогда место в составе. Да, сигур, аша мяч, кредо, нам салют ничодата, мультимеск антренору лой. Pentru convocare și pentru șansa pe care mi-a dat-o. Evident, am avut emoții prea mari, cred, dar veneam după o serie de meciuri foarte bune la Iskra Stal, unde, mulțumit domnului Goian, echipei pe timpul acela, am avut și șansa asta de a fi la națională. La echipa națională, Ioniță avea să devină titular incontestabil abia în mandatul lui Ion Caras, începând cu anul 2013. Până atunci însă jucătorul lui Arau era capitan și lider de generație la selecționata de tineret a Moldovei, unde a bifat 21 de meciuri și a marcat 5 goluri.
он не по годам уже, не то что был уже зрелый, такой самостоятельный, повзрослевший. Его отношение вот к футболу. Вот уже в то время было у него профессиональное отношение к футболу. Во-первых, парень работяга. Он никогда не сочковал. Он не был лентяем. То есть ответственный. Meciul care l-a impus definitiv la Națională a fost cel cu Muntenegru din deplasare pe 15 octombrie 2013. Partida s-a încheiat cu un neverosimil 5-2 pentru tricolori, iar Ionița a înscris primul său gol pentru echipa țării. În minutul 73, Ionița a marcat pentru 3-1 în cea mai categorică victorie din deplasare obținută într-o partidă din preliminarii. Golul cu Muntenegru e ceva special, fiind primul gol pentru Națională. Acel gol m-a convins că alergând chiar acei 10-15 metri în plus pot da un rezultat foarte mare și folositor, cât pe faza ofensivă, atât și pe faza defensivă. La o lună după istorica victoriei de la Podgorița, Ionița a marcat din nou, de această dată în amicalul cu Lituania, scor 1-1. Partida s-a jucat pe 18 noiembrie 2013 la Chișinău, iar Ionița a înscris în minutul 72, stabilind scorul final. La sfârșitul lunii mai a anului 2014, presa anunță transferul secolului. Artur Ioniță devine primul moldovean din perioada independentă care ajunge în Serie A. Ioniță semnează un contract cu Hellas Verona pentru o perioadă de 3 ani. Jucătorii care sunt pe poziția mea, evident că sunt de o valoare foarte înaltă, jucători de care au și scris istorie, de națională chiar și... Dar sunt gata să lupt pentru post de titular. Aveam nevoie de așa jucător care să joace la un nivel atât de mare, că să înțeleagă și ceilalți care vine după dânsul, că asta este posibil, dacă să muncească și să vrea, și poate să obțină astfel de rezultate. Pe 31 august 2014, Ioniță debutează în Serie A într-un meci cu Atalanta, încheiat la egalitate 0-0. Internaționalul moldovean a intrat pe teren în minutul 73, iar câteva minute mai târziu a încasat un cartonaș galben. Peste doar 3 săptămâni de la debut, pe 21 septembrie 2014, Ioniță devine primul moldovean din istorie care marchează în campionatul Italiei. Moldoveanul a înscris golul victoriei echipei sale împotriva celor de la Torino, în minutul 66, la 2 minute după ce a fost introdus pe teren. Sunt foarte fericit de aceste 3 puncte care siamo vinto oggi. Possiamo andare tranquillo e prepararli la partita di mercoledì. După 2 goluri și o pasă de gol în luna septembrie, suporterii Veronii l-au supranumit Regele Artur. В основном проблема наших футболистов – это они подписывают контракт и успокаиваются. Ионица наоборот. Он не поехал сразу в Италию, он поехал в Швейцарию. Через Швейцарию ежедневно доказывал, что он Артур, он хочет играть, он хочет, у него другие цели в жизни. То есть он хочет достичь, он хочет перейти на другой уровень. Он работал, то есть не остановился, работал. Именно его вот это желание играть и его работоспособность, и его работа на тренировках и в играх дала свои плоды. Au urmat alte 5 goluri în doar un an de zile de Serie A, cel mai important dintre ele probabil cel contra celebrei echipe internaționale Milano, apoi probabil cel mai frumos în derbiul Veronii contra celor de la Chievo. Questo, un'altra parte del campo, Ionita, prova lui, la chiude con un super gol al minuto 95, il derby lo vince l'Hellas, la salvezza è un obiettivo molto difficile, ma fino alla fine, finché l'aritmetica darà possibilità, l'Hellas ci crederà fino in fondo. La sfârșitul anului 2014, lumea fotbalistică din Moldova l-a desemnat la unison pe Ioniță drept cel mai bun fotbalist moldovean al anului. Sunt foarte bucuros și onorat să fiu desemnat fotbalistul anului 2014. Din păcate, nu pot fi prezent la gala laureaților, însă țin din tot sufletul să mulțumesc celor care au considerat că merit să fiu ales la cel mai înalt nivel.
În vara anului 2016, Cagliari a plătit formației Verona 4,5 milioane de euro pentru mijlocașul nostru. Artur Ionita a devenit astfel cel mai scump fotbalist moldovean din istorie. Am dus negocierile cu mai multe cluburi, între care și Napoli, dar cei de la Cagliari au fost într-adevăr, au insistat foarte mult. Am luat eu decizia aceasta, consider că trebuie luate lucrurile treptat. El a ajuns acolo numai prin munca lui, fără niciun ajutor din afară. Nu a avut pe cineva care să-l conducă, să-l îndrume undeva. El și-a făcut tot cu munca lui. Și de aceea e așa fotbaliștii sunt prețuiți foarte mulți și fiecare antrenor a să vrea să aibă astfel de jucători în echipa lui. Человек четко для себя понимал цели жизни. Вот сегодня он там. И что самое интересное, он не останавливается. Он продолжает также работать. То есть он не останавливается, он не довольствуется тем, что он уже чего-то достиг. Он еще хочет что-то. И я думаю, достиг. Artur Ionita este unul dintre cei mai iubiți fotbaliști de către publicul moldovean. Microbiștii îl apreciază pentru dăruirea cu care joacă la națională, pentru profesionalism, dar și pentru modestie. Pentru mine a juca în echipa națională e o mândrie și o datorie pentru a reprezenta țara. E un sentiment unic cântând imnul țării. Îmi doresc enorm să fiu convocat la fiecare meci și al naționalei cu prestații cât mai bune. Chiar dacă echipa națională a Moldovei încă nu a reușit o performanță de răsunet, Ionita este convins că acest lucru este posibil. La moment suntem într-o perioadă grea, dar sper și că și noi vom avea parte de succes în curând. Sper ca și tineretul care vine să fie cât mai bun.